Salutare! Am făcut noi clasificările la monitoare, nici n-am terminat bine și ne-am trezit cu un super monitor. PC Garage. Toată lumea s-ar aștepta acum un super monitor de gaming sau un super monitor de editare foto-video. Nu, un super monitor de la AOC de 22 de inci. Este foarte slim și este portabil. Hai că am auzit-o și pe asta. Portabil. Ce înseamnă portabil? Că doar nu te-ai căra cu alimentatorul și cu cablul de alimentare după tine. Păi tocmai asta e ideea. Monitorul pe care îl avem în față este un monitor de 22 de inci, un Full HD cu LED, care se alimentează pe USB. Cred că am spus tot. Toată lumea o să se mire acum. Ce înseamnă asta, domne? Ce e tehnologia asta? Păi nu ne rămâne altceva decât să facem acest scurt unboxing și să vedem despre ce e vorba în propoziție cu acest monitor. Am luat cutter-ul și ne apucăm strașnic să desfacem acest minunat monitor și între timp o să mai zicem așa că avem tip panel de tip TN, o rezoluție maximă 1920x1080, timp de răspuns grace to grace 5 milisecunde și dot pitch-ul este la 0,248 dot pitch, însemnând distanța între două puncte. Mai avem înăuntru un CD-ul cu drivere, cablu USB și trebuie să-l las pe el un pic și piciorul aferent. Acesta este conținutul. Pachetul, suportul, picior, cablu USB, CD-ul cu drivere și monitorul nostru. L-am aranjat, i-am pus piciorul, o să încep cu minusurile, adică unul, că alt minus, eu unul n-am văzut. Singurul minus al acestui monitor, nu există reglaj de luminositate și contrast. Am descoperit că avem în față un monitor ultra slim, numai 10,6 mm, LED Full HD, ce se alimentează și ia imagine numai prin cablu USB. Numai prin cablu USB. Deci numai cablu USB este disponibil în pachet. Iar pe spate, mufa USB și mufa de alimentare, în cazul în care vreți să-l alimentați separat. Nu există alimentator în pachet. Ok. L-am terminat. Acesta este monitorul 2251FWU. Și acum hai să-l conectăm. După ce l-am conectat, a durat puțin pentru că a trebuit să-și downloadeze un driver de 13 MB. Între timp l-am luat și l-am mângâiat pe toate părțile și am ajuns la concluzia că nu este buton de power aici, nu este niciun buton disponibil pe acest monitor de 22 de inci, sunt pur și simplu două piciorușe de teflon. S-a instalat, merge fără niciun fel de problemă pe 1920x1080p. Avem aici un frumos ISO. Culorile sunt ok. La luminositate lasă un pic de dorit, dar pentru un monitor care se alimentează pe USB și își ia tot prin USB și semnalul, mi se pare un lucru extraordinar care vă poate ajuta în prezentări. Puteți să luați monitorul cu voi oriunde. Este foarte, foarte subțire și foarte, 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 foarte ușor. Foarte ușor. Acesta a fost monitorul AOC 2251FWU.